De la Neața, bună dimineața. Bună dimineața. Semn că am primit niște suveniruri. El când vine tot timpul este providerul nostru de magneți de frigider și suveniruri interesante. M-am învățat minte acum cu magneții de frigider la tine. De ce? Nu mai da? Nu. Aveam și un magnet, dar l-am lăsat acasă. Ne-a adus de prin Argentina, din cel mai sudic. Da, din Ustoaia. Cel mai sudic oraș al lumii. Ne-a adus de prin toată Asia, ne-a adus și din Europa, acum ai venit cu ceva din Africa. Da. Da. Practic în felul ăsta cadourile și eu. Deci îl trimit pe tizul meu și practic trăiesc odată cu el urmărindu-l pe Facebook locurile unde nu așa se plimbă și lucrurile pe care le vede. Desigur, ce ai căutat în Africa? Dar ai stat ceva? Adică am stat două săptămâni. Două săptămâni. Da. Bine așa. A fost o călătorie pe care am organizat împreună cu cititorii de pe blog și de pe Facebook. Așa. Prin luna octombrie anul trecut m-am gândit să fac din nou această călătorie pentru că acum 2 ani și jumătate am mai fost aproape prin același locuri. Și atât de mult mi-a plăcut încât am zis că din nou trebuie să mă bucur împreună cu niște oameni. Deci nu mai erai turist, erai ghid. Un soi de ghid, da. Așa. Am fost împreună cu 20 de români în Africa, în Tanzania. Uh-huh. Am stat o săptămână prin parcurile naționale. Am fost prin 3 dintre cele mai importante, în Lake Manyara, în Serengeti, pe care îl știe multă lume. Este prelungirea parcului Masai Mara din Kenya. Și în Gorongoro, e craterul unui vulcan, practic este fantastic acolo, e un ecosistem fantastic pe o suprafață de vreo 60 de kilometri pătrați, sunt toate animalele din safari le găsești, e extraordinar. Și apoi am mai fost încă o săptămână prin Zanzibar, pe celebra insulă unde s-a născut Freddie Mercury. Din nou, plajele sunt extraordinare acolo, oceanul arată impecabil și au fost amintiri atât pentru mine cât și pentru cei cu care am fost. O combinație interesantă, văd ce s-a stat aici. Zebre? Da, am fost în luna martie, când este perioada perfectă pentru a vedea marea migrație, când 1.500.000 de antilope gnu, împreună cu vreo 200.000 de zebre, străbat toată Tanzania. Uh-huh. Practic merg din zona în care încep ploi, din zonele secetoase spre zona cu ploi și zona în care găsesc de mâncare. Uh-huh. Și ce vedeam noi în imagini mai devreme erau aceste antilope care pur și simplu aleargă, iar dacă trec prin fața ta, prin parcul național, nu ai ce să faci decât să oprești și să aștepți să treacă tot, toate animalele. Aici în fotografie este Zanzibarul. Insulele, unele dintre ele nelocuite, care se vizitează în excursii de o zi. Ce vedem acum sunt căsuțele, hotelurile pe care le găsim în parcurile naționale și asta e din nou un punct foarte pentru Tanzania, pentru că logurile acestea, hotelurile, sunt construite fix în mijlocul parcului. Unele dintre ele nu au garduri și, spre exemplu, seara n-aveam voie să ieșim din casă neînsoțit, din căsuță, ca să mergem la restaurant. Erau cam 200 de metri. Trebuia să sunăm la recepție, venea cineva care ne însoțea în armat. Da. Acum 2 ani când am fost era fix aceeași poveste și erau hiene în jurul căsuțelor. Mm-hmm. Acum am văzut într-o seară 3 lei. Într-o altă zi au venit două antilope și au băut apa din piscină în care făceam voie colegii noștri. Da. Da. Adică Africa îți oferă aceste experiențe fantastice despre care te poți întoarce și despre care poți povesti. Aici sunt triburile de Maasai. Practic e locul în care ei locuiesc și ai șansa să-i vizitezi plătind o mică sumă de bani. Am înțeles, practic ei sunt mari operatori de turism, înțeleg că se câștigă, da, destul de bine din mai fotografii, da, cu ei. Da. Pare ușor turistic în momentul în care ajungi acolo, dar păstrează și din obicei. Adică atunci când ajungi concret îți fac un dans, încep să sară și să-ți prezinte din tradițiile lor, apoi îți prezintă casele, mâncarea, mi-a prezentat-o acum 2 ani. Locuri de ce se fotografii de trimis acasă. Cam așa, cam asta e. Aici e o școală de Maasai. Asta e o școală. Așa arată o școală la ei, în trib la Maasai. Asta e grupul cu care am fost. Și au fost niște oameni extraordinari, pentru că știi, de multe ori contează și grupul. Dacă te simți bine în grupul respectiv. Și da, acum am avut noroc de am
am avut pe cel mai în vârstă, care a avut 70 de ani, un domn care vizitase 100 de țări, peste 100 de țări, era medic. Și cel mai mic din grup a fost o fetiță de 4 ani, care a fost probabil unul dintre cei mai cuminți copii pe care i-am cunoscut până acum. Am înțeles. Tu când pleci la drum, ai vreo prejudecată legată de țara respectivă sau de zona respectivă? Nu. Niciodată? Nu. Tot timpul găsești lucrurile la care te aștepți sau ai surprize? Încerc să nu plec cu prejudecăți, tocmai pentru a avea cât mai multe surprize, pentru că e greșit să pleci cu anumite idei preconcepute și acolo să nu te simți bine. Aici, de exemplu, ce surprize ai avut? Aici nu știam că nu o să fie prea multe surprize, pentru că mai vizitasem aceleași locuri acum 2 ani. Dar surprizele sunt întotdeauna legate de natură, de animale. Lucrurile pe care le vezi, da? Da, adică dacă imaginile astea suntem obișnuiți să le vedem la, nu știu, pe National Geographic sau pe Animal Planet, acum le vedeam live și... e fantastic lucrul ăsta, să vezi cum îți vine elefantul. Acum 2 ani, de exemplu, ne-a venit un elefant la balcon. Pur și simplu a băgat trompa în camera noastră. Acum era la 10 metri de mașina noastră. La fel lei, la fel am văzut multe dintre animalele de văzut prin safari. Cât ai fost plecat la noi, s-au întâmplat o grămadă de lucruri interesante. Sunt tot felul de excursii organizate de DNA, da, și de ANAF. Da, deci Facebook-ul meu era inundat de astfel. Se pare că ANAF-ul a închis o grădină zoologică pentru că au găsit un leu în plus. Știi? Dacă mergeau, închideau Tanzania la câți lei nedeclarați erau acolo. Da, interesant, ce să zic. Ce ai în plan? Nu mai am foarte multe călătorii în următoarele 2-3 luni, pentru că peste o lună de zile o să fiu tătic și... Da? Da. A, n-am știut, felicitări, ce avem? Băiețel. Băiețel, să-ți trăiască. Și așa că nu prea asta se cade să mai plec în perioada asta. Deci ușor cu... Încep să mă liniștesc. Da, doar câteva luni de zile, sperăm prin toamnă o să mergem undeva împreună, să vedem cât de cuminte va fi. Ca să știm pe unde mă merg. Eu cred că o să fiu un tip călător, așa mă îndoiesc o să Așa vrem să-l învățăm. Așa. Deja am început să-i cumpărăm lucruri și să pregătim pentru călătorii, inclusiv cădiță pe care putem să o strângem și să plecăm cu ea, pat de călătorit și așa mai departe. Am înțeles, iată. Răzvan Pascu de căutat pe Facebook sau pe net. Am început net cu cadouri, terminăm cu cadouri, nu? A, da, le-am pus tocmai ca să nu le uit. Sunt pentru tine și Dani. Ia să vedem. Sunt niște vase mici din ceramică, specific din Tanzania. Da, Hakuna Matata, bineînțeles. Hakuna Matata, adică no problem. Asta înseamnă? Asta înseamnă. Și pole pole este cuvântul pe care l-auzi cel mai des în Tanzania, înseamnă încet, încet. Acolo timpul curge altfel, poate cu asta trebuia să începem. Africa e fantastică tocmai pentru că e locul în care timpul curge altfel și ai senzația că el nu există sau nu e atât de important pentru cei de acolo. Și de fiecare dată auzi pole, pole, încet, încet. Deci nu te asta... grăbi, nu ne grăbim niciodată. Asta auzi și în Spania și în România și în Italia. În România, mă. În Spania este maniana, de câte ori trebuie să faci ceva maniana, da? În... Italia. În Italia este celebra dolce far niente, da? Care este aproape o chestiune filozofală. Și în România este lasă-mă că merge așa. Deci, practic și noi suntem conectați la știi cum e, cu toții ne tragem imediat din Africa și... Cu toții ne tragem din Africa. Da. Special eu, după cum se vede. Am o față de Masai. Față de masaj are colegul Dani. Mulțumim, Răzvan Pascu, de căutat pe răzvanpascu.ro sau mulțumesc pe Facebook-ul Răzvan.